Mănăstirea Bobota, situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. În ziua prăznuirii celui de-al doilea hram al așezământului monahal, obștea și credincioșii veniți din mai multe zone ale țării au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost oficiată de preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Sfântul Ioan Botezătorul n-a săvârșit nici o minune, dar toate câte a spus despre Hristos au fost adevărate. De asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul n-a fost martor la minunile Domnului Hristos. Ce vedem aici? Minunile Sfinților n-au putere mântuitoare. Pentru mulți, ele le satisfac curiozitatea însetată de senzațional. Însă minunile Mântuitorului au putere mântuitoare pentru noi. Celelalte sunt date pentru întărirea credinței. De aceea a spus Hristos evreilor, cereți și nu primiți, fiindcă cereți prost. Deci ca să-i cerem ceva de Dumnezeu, trebuie să-i oferim, să-i oferim viața noastră curată, să-i primim poruncile, să ascultăm de voia Lui. Și atunci, cu siguranță, când avem nevoie, și Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și rugăciunea noastră pentru alții. De aceea, sfinții sunt mijlocitori pe lângă Dumnezeu pentru noi. Așezământul monahal din Bobota a fost înființat ca schit în anul 2004, iar în 2013 a fost ridicat la rang de mănăstire. Mănăstirea Bobota și-a sărbătorit ramul de vară, cinstindu-l astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul său. Mulțumim pentru toate binefacerile care le-a revărsat asupra mănăstirii noastre, Sfântul Ocrotitor. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate peste mănăstirea noastră. Mulțumim de asemenea preasfințitului Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care astăzi a fost în mijlocul nostru și s-a rugat împreună cu noi pentru țara noastră, pentru vârstnicii țării noastre și pentru toți cântăreții din țara noastră. Biserica Mănăstirii Bobota adăpostește fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Mucenici Zoti, Catalca, Masie și Filip de la Niculițel.